șocant cum a murit Andrei Gheorghe. Andrei Gheorghe a fost găsit mort în această seară. La ora 22:15, un apel la 112 anunca că o persoană este decedat la locuința sa din Voluntari. Poliția va deschide în acest caz un dosar de moarte suspect. Conform informațiilor, trupul neînsufleat ar fi fost descoperit de o persoană care avea grijă de apartament. Bărbatul a sunat la 112, iar medicii nu au putut decât să constate decesul. Apelul la 112 a fost efectuat la ora 22:25. Potrivit primelor informații, Andrei Gheorghe a fost găsit decedat în baia din locuința personală. Andrei Gheorghe avea 56 de ani.